Părinte, nu știu ce s-a făcut cu omul meu. Am început să am grijă. Nichifor s-a mai dus și altă dată la Dorna să cumpere oile. Dar după 20 de zile a fost înapoi. Părinte, acum au trecut de două ori 20 de zile de când Nichifor e plecat. Azi noapte am avut și semn în vis. L-am visat rău, trecea o apă neagră. N-am să mai am podină până ce lui găsi pe Nichifor legat. Dar eu am o datorie de împlinit. Dacă crezi, du-te. Asta e datoria ta. Dumneata nevastă, după cât te văd, ești pornită pe cale lungă. De unde știi? Nichifor Lipan este obraz cunoscut. De când nu l-ați văzut? Cam de multișor. Cam de azi toamnă. Se ducea în sus. Avea cal bun și bani mulți asupra lui. 22 de ani de iubire cu bărbatul meu, Nichifor. L-am iubit de tânără ca și acum când avem fii mari. Gheorghe Adamache și Vasile Ursache au vândut oi 300 de Nichifor Lipan. Avea buza de sus tăiată aici, ca la iepuri. Mă duc pe calea turmelor. Erau trei. Mai erau doi. Așa arată cărțile.